Bună ziua! Sunt dr. Violeta Pârcu, medic specialist în medicină de familie și Ayurveda, iar astăzi vă vom prezenta câteva cuvinte despre sistemul de detoxifiere, vindecare și reîntinerire, care în Ayurveda se numește Panchakarma. Tehnicile ayurvedice Panchakarma reprezintă cele mai puternice tehnici de vindecare din medicină în general și din sistemul de medicină Ayurveda în particular. Aceste tehnici de detoxifiere, vindecare și regenerare au fost practicate în medicina Ayurveda încă de la începuturile sale, acum 5.000 de ani. Scopul terapiilor Panchakarma este de a elimina toxinele numite ama în medicina Ayurveda, de a stopa procesele degenerative din trup, de a crește imunitatea, de a reface capacitatea de vindecare naturală a trupului și în felul acesta de a crea premisele regenerării și reîntineririi țesuturilor și a întregii ființe. Terapiile Panchakarma se realizează atât pentru prevenția bolilor, ca un tratament sezonier, odată la 6 luni, în vederea menținerii sănătății trupului, cât și pentru tratarea diferitelor boli sau afecțiuni, cum ar fi boli respiratorii, cardiace, afecțiuni digestive, renale, genitale, nervoase, probleme osoase și articulare, afecțiuni metabolice, dermatologice, afecțiuni degenerative sau afecțiuni cronice, greu de tratat în general. Vă vom prezenta unele din tehnicile de purificare, vindecare și reîntinerire Panchakarma realizate în Clinica Steaua Divină București. Shirodhara, tehnică ce implică picurarea uleiului călduț în jet subțire la nivelul frunții pacientului timp de 45 de minute continuu. Uleiul folosit pentru tehnică este special preparat cu plante medicinale conform prescripției medicului ayurvedic. Indicațiile acestei terapii sunt insomnie, depresie, afecțiuni psihice, atacuri de panică, stres, agitație mentală, scăderea memoriei, căderea părului, boli psihosomatice în general. Vă vom prezenta și alte tehnici de detoxifiere Panchakarma de-a lungul timpului și vă așteptăm în clinica noastră pentru a realiza practic aceste proceduri. Vă mulțumim!